7 întrebări despre Dumnezeu, despre Biblie și despre oameni. Poate că multă vreme, poate că datorită părinților sau datorită școlii, datorită lumii în care trăim, poate că am fost învățați să nu punem întrebări. Cei care ați trăit în timpul comunismului și sunteți probabil câțiva, că unii sunteți mai în vârstă ca mine, alții sunteți poate de o vârstă cu mine, eu am 42 de ani. Când eram adolescent ca ei, pentru mine un om de 42 de ani mi se părea bătrân. Mai are un pic până la pensie, acum nu mi se mai pare așa. Însă, unii dintre dumneavoastră ați prins perioada comunistă și poate vă aduceți aminte că în perioada comunistă nu era bine să pui prea multe întrebări. Dacă erai prea interesat, de ce directorul și-a făcut trotuar din beton? Trebuia să taci din gură și chiar dacă bănuiai tu de ce, n-aveai ce să faci. Sau poate că uneori la biserică am fost încurajat să nu punem întrebări. Las că Dumnezeu știe cum sunt lucrurile și știe preotul și cu asta basta. Sau poate că la școală, la un profesor, am pus întrebări pentru că eram curioși să aflăm. Da, copiii au o calitate extraordinară, ei vor să afle. Și unul dintre profesori zice, las, taci din gură că nu discutăm asta, da? Sau părinții noștri. Eu odată l-am întrebat pe tata, tu când ai fost copil, cum ai fost? Și nu mi-a răspuns. Lumea în care trăim ne descurajează să punem întrebări. Lumea vrea să ne învețe să luăm automat lucrurile care sunt în jurul nostru și felul în care sunt, să le luăm așa, că așa e bine și așa e normal și uite, așa trece viața și așa mergem în mormânt, fără să se întâmple nimic frumos și binecuvântat în viața noastră. Însă în seara aceasta vreau să vă citesc un cuvânt. Pentru că Dumnezeu nu gândește așa. Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi. Începând din grădina Edenului și până la ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, Dumnezeu ne stârnește, vrea să vorbească cu noi. Vă aduceți aminte când omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dumnezeu vine și îl caută, vrea să stea de vorbă cu el. Unde ești? În seara aceasta vreau să citesc din cartea profetului Ieremia, din capitolul 33, versetul 3. Ascultați felul în care Dumnezeu stăruiește de noi, insistă. Ascultați cuvântul acesta frumos. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Dumnezeu ne caută prezența. Vrea să stea de vorbă cu noi. Dumnezeu nu se ascunde de întrebările noastre. Întrebările noastre pe care le punem înaintea lui Dumnezeu, de fapt, deschid calea înaintea lui Dumnezeu ca să ne vorbească. Este exact așa când poate lucrul acesta se întâmplă destul de des cu copilașii noștri, cei care ați avut copii sau aveți copii mici. Știți că copiii de obicei nu ascultă. Vrei să-i tot spui, vezi când treci strada, uită-te de două ori sau de patru ori, în dreapta, în stânga. Și te duci cu el, te duci cu el de mână și vrei să-l verifici dacă a ascultat. Și el se duce așa, nu se uită deloc. Păi nu ți-am spus să te uiți în dreapta și în stânga? Ah, iartă-mă, am uitat. Și tot îi spui, da? Și n-ascultă și nu ține minte. Însă atunci când copilul întreabă, când el întreabă, înseamnă că el e interesat. Și e momentul de aur. Dumnezeu știe foarte bine că în momentul în care noi îl întrebăm pe Dumnezeu, este momentul lui de aur. Ne poate vorbi. Și eu văd în aceste seri care stau în fața noastră, niște momente de aur în viața noastră, în care noi îndrăznim să adresăm întrebări lui Dumnezeu. Doamne,
care ești tu Dumnezeu adevărat? Pentru că sunt atât de mulți Dumnezei în lumea asta. Și tot se închină la unii și la alții și uneori omul este dat peste cap și nici nu mai știe ce să mai creadă despre Dumnezeu. Sau poate citim Biblia, sau poate n-am citit-o niciodată și o deschidem aici, colo și nu pricepe mare lucru. Sunt oameni care spun, eu degeaba citesc Biblia, oricum nu înțeleg nimic. Și atunci nu mai citesc. Și închid ușa în fața lui Dumnezeu, pentru că în loc să pună întrebări lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să înțeleg. Ajută-mă să pricep ceea ce este atât de străin de mintea mea. Ei trântesc ușa în fața lui Dumnezeu. Nu îi pun întrebări, deși Dumnezeu insistă, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Să știți, eu m-am rugat ca Dumnezeu să ne ofere aceste lucruri mari pe care ne le-a promis. Dacă credința noastră se prinde de acest text, de acest cuvânt, Dumnezeu poate onora credința noastră și poate să ne vorbească. În seara aceasta ne ocupăm cu prima întrebare. Probabil că ați primit o invitație, poate că ați citit ce scrie pe invitație, pe spatele invitației. Sunt niște întrebări acolo. Poate că v-ați mai întâlnit cu aceste întrebări. Poate niciodată nu v-ați gândit la unele dintre acestea. În seara aceasta ne punem această întrebare. Cine este Dumnezeu între Dumnezei? E corect să vorbim așa? Oare? Pentru că lumea în care trăim încearcă să uniformizeze toate credințele și toate națiile. V-ați dat seama că-s maghiar, probabil, da? Am făcut deja o cacofonie în seara aceasta, cine știe cât o să mai fac. Dar nevastă mea e româncă. Și noi ne străduim să, cum să spun, să respectăm și să considerăm ca fiind lucruri valoroase că ea este româncă și eu sunt maghiar. Vă dați seama că dacă m-aș fi căsătorit cu un guroaică, eu aș fi fost mai sărac? Noi suntem mai bogați așa. E româncă. Aduce o lume cu ea. Eu sunt maghiar și aduc o lume cu mine. Și copiii noștri moștinesc două lumi în loc să moștinească o lume. Dumnezeu ne-a îmbogățit. Că Dumnezeu a făcut să existe mai multe națiuni, da? A fost voia Lui. Și noi ar trebui să respectăm aceste națiuni și aceste binecuvântări care sunt de la Dumnezeu. Însă lumea în care trăim încearcă să se comporte ca un tăvălug. Adică dacă americanii se îmbracă la blugi, să ne îmbrăcăm și noi la blugi, nu? Și dacă toată lumea ascultă anumit tip de muzică, sau unii ascultă anumit tip de muzică, toți ascultă aceeași muzică. Și dacă unii oameni cred într-un fel, sau alții cred în alt fel, toți să creadă la fel. Și acum, în lumea religioasă, există niște eforturi și bani foarte mulți investiți ca să facă pe toți oamenii să creadă că indiferent cum te numești tu și indiferent cum se numește Dumnezeul tău și indiferent ce culoare are Biblia ta, toți ne închinăm la același Dumnezeu. Este o minciună. Pentru că nu toți oamenii se închină la același Dumnezeu. Sunt mulți Dumnezei în lumea aceasta. Ce înseamnă un Dumnezeu? Dumnezeu este cineva la care te raportezi. Dumnezeu este cineva care te atrage la El. Dumnezeu este cineva care îți absorbe timpul, îți absorbe banii, îți absorbe inima, pasiunile. Ăla-i Dumnezeul tău. Și pentru că așa este situația, unii oameni se închină la bani,
Pentru că cea mai mare parte a timpului lor, a energiei lor, mintea lor și seara, am întâlnit oameni care îmi povesteau, seara când mă puneam în pat, deja mă gândeam cum să organizez șantierul mâine. Păi dacă nici măcar atunci când te pui seara în pat și nu știi dacă te trezești dimineața, care dintre dumneavoastră știți că sigur ne vom trezi dimineața? Știți că vreo 2000 de oameni nu s-au mai trezit în dimineața asta prin Turcia? Ei când s-au culcat, unii dintre ei sigur s-au gândit la bani, alții dintre ei s-au gândit la telenovele, alții dintre ei cinci ceilalți s-au gândit și o parte din ei nu s-au mai trezit. Vă dați seama că la înviere ei se vor trezi exact la același Dumnezeu cu care s-au culcat? Sunt mulți Dumnezei în lumea aceasta. Și un Dumnezeu este acel lucru, indiferent de mărturisirea noastră, indiferent de ce spunem noi, de ce coloratură suntem noi, creștini, muzulmani, atei și mai departe, nu contează ce culori purtăm noi. Adevărul este că Dumnezeul este nostru, este acel lucru sau acea persoană. Poate să fie soția ta Dumnezeul tău. Poate să fie soțul tău Dumnezeul tău. Poate să fie copiii tăi Dumnezeii tăi. Pentru că te închini la ei. Îți absorb energia, pasiunea, tot ce ești tu. Se concentrează și se investește în acel lucru. Și ăla e Dumnezeul tău. De aceea, știți care este prima poruncă din Biblie? Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Dacă ar fi să vorbim în seara aceasta despre Dumnezeu ca o persoană, să știți că închinarea la Dumnezeu, da? Nu mă refer acum la bani, nu mă refer la alți Dumnezei care umple viața noastră sau altora, ci mă refer chiar la persoana lui Dumnezeu, da? Despre care citim în Biblie, despre care auzim la biserică. În lumea noastră a apărut un fenomen extrem de ciudat și foarte nou. Un fenomen care probabil nu are mai mult de 50 de ani. Lumea a început să-L abandoneze pe Dumnezeu. Nu știu dacă știți. Și vreau să vă dau câteva cifre. În 2021 s-a făcut un recensământ în România. Și fiind pastor, sau păstor, cum vreți, am fost curios să văd, în acest recensământ, fiecare se uită la cel doare, da? Și am fost curios să văd, din punctul de vedere al credinței în Dumnezeu, cum stă România. Și vreau să vă dau câteva cifre din minte și apoi vă spun și ce este pe ecran. România are mai puțin cu 1 milion de oameni decât acum 10 ani. Știți că se compară recensăminte 2011 cu 2021, da? 10 ani. Populația României a scăzut cu 1 milion de locuitori. A scăzut. Biserica Ortodoxă a pierdut 2.300.000 de credincioși. Biserica reformată, calvină, da? Maghiarimia, a pierdut 100.000 de credincioși. Biserica Catolică din România a pierdut aproximativ 100.000 de credincioși. Deci populația scade, credincioșii scad, membrii scad, credința în Dumnezeu scade. Știți ce a crescut? Numărul ateilor a crescut cu 175% față de acum 10 ani. Nu vi se pare interesant? E adevărat, în România sunt încă puțini atei. Undeva numai la 0,7%. Adică oameni care declară, aceștia nu sunt oameni care nu merg la biserică. Aceștia sunt oameni care declară că ei cred că nu există Dumnezeu. Dar știți cum este în lume? În Statele Unite, 7% din locuitori sunt atei. Ei declară că nu există Dumnezeu. 30% din locuitorii Statelor Unite, da,
Și e vorba de sute de milioane de oameni aici, da? Ei nu au nicio credință. Necreștini. Nu numai necreștini, fără religie. Da? Un fel de semi-atei. Dacă adunăm astea la oaltă, ajungem la 37%. Sute de milioane de oameni de care declară lucrul acesta. Rusia! 7% atei. Danemarca, 14% atei. Cehia, 25% atei. Și aici nu aduc cifrele despre oameni care nu și-au declarat credința sau n-au niciun fel de religie, dar nu se declară nici atei. Pentru că dacă aș aduce și cifrele acestea, în Cehia sunt undeva la 76% oameni fără religie. Trei sferturi din locuitorii țării în Cehia sunt oameni fără religie. Și 25% se declară atei. Și știți că aceste cifre cresc în fiecare an. Și eu acum îmi pun această întrebare. Și dacă doriți și dumneavoastră în seara aceasta, haideți să ne punem această întrebare. Dacă am fi noi în locul lui Dumnezeu, cum ne-am simți? Aveți copii. Imaginați-vă că dacă aveți 4 copii, 2 dintre ei să vă spună: tu nu ești mama mea și tu nu ești tatăl meu. Dar eu te-am crescut și uite certificatul de naștere și toate celelalte. Adu-ți aminte că eu ți-am dat de mâncare în fiecare dimineață și adu-ți aminte nu știu ce. Îmi pare rău, mama și tatăl, eu nu cred că voi sunteți părinții mei. Și mai trec încă 10 ani și peste 10 ani 3 din copiii tăi vor zice: nu sunt de copii. Puneți-mă în locul lui Dumnezeu. Cum se simte Dumnezeu care a creat lumea aceasta și care a creat pământul acesta și oamenii aceștia cui pasă de sufletele oamenilor, când vede că lumea aceasta, oamenii din lumea aceasta îl abandonează? Nu ești Dumnezeul nostru, nici nu știm. Nu există Dumnezeu. Cine l-a văzut pe Dumnezeu? De ce se întâmplă asta? De ce lumea îl abandonează pe Dumnezeu? Și în seara aceasta mă străduiesc ca din Sfânta Scriptură să căutăm împreună un răspuns. Să știți că nu este prima dată în istorie când Dumnezeu cel adevărat a fost abandonat. Chiar dacă sub altă formă și în alte timpuri și cu alte personaje, Dumnezeu a mai fost abandonat într-un mod foarte subtil. În momentul în care Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, a făcut minuni, a predicat, i-a căutat pe oameni, a înviat morții, ce au spus oamenii despre El? Vă aduceți aminte? Că are drac, ziceau unii dintre evrei. Alții dintre evrei își băteau joc de El și spuneau: noi nu ne-am născut din curvie, făcând referire la originea sa, pentru că Maria l-a născut nefiind măritată. Alții ziceau despre El că și-o pierdut mințile. Nu știu dacă știți, chiar membrii familiei lui Hristos, la un moment dat, au crezut despre Hristos că și-o pierdut mințile. De ce l-au abandonat? De ce și-au întors spatele? De ce și-au pierdut credința în Dumnezeu? Haideți să vă spun de ce spune Hristos că s-a întâmplat așa. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 19, Sfânta Scriptură spune așa: ei i-au zis, deci, evrei lui Iisus: unde este tatăl tău? Iisus a răspuns: voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe tatăl meu. Dragi oameni,
explicația Scripturii este cât se poate declară, fără echivoc. Domnul Hristos spune evreilor că Dumnezeul la care vă închinați voi nu este Tatăl meu. Pentru că eu am fost trimis în lumea aceasta de Dumnezeu din cer. Sunt Fiul lui Dumnezeu și voi ziceți că am drac. De ce mă abandonați? Pentru că nu mă cunoașteți. Voi nu știți cine sunt eu. Voi nu știți cine este Dumnezeul din cer. Și dacă așa este, cum spune Hristos despre evrei, că evreii nu cunoșteau pe Dumnezeu, că evreii nu se închinau la Dumnezeul cel adevărat, că evreii nu-L recunoșteau în persoana tâmplarului din Nazaret pe Fiul lui Dumnezeu. Știți care este întrebarea? Atunci la cine se închinau ei? Pentru că evreii se duceau la templu, erau foarte religioși. Evreii aduceau jertfe, țineau sărbătorile, aveau preoți, aveau leviți, aveau program, aveau scriptură. De unde a ajuns scriptura la noi? De unde avem noi scriptura? Păi de la evrei. Vechiul Testament e de la evrei. Iisus a fost evreu, ucenicii au fost evrei. Scriptura a ajuns la noi prin ei. Și Iisus spune că nu mă cunoaște și nu îl cunoaște și pe Dumnezeu. Bun, dar atunci acești oameni foarte religioși când se duceau la templu, la cine se închinau? Frații mei, ceea ce spun în seara aceasta, nu știu dacă v-ați gândit la lucrul acesta, dar pe mine absolut m-a șocat când am înțeles lucrul acesta. Și nu spun eu, spune Hristos. Voi aveți de tată pe diavolul. Este posibil așa ceva? Este posibil ca oameni religioși, ca oameni care merg la biserică, oameni care aduc jertfe, oameni care țin sărbătorile, nu așa cum ținem noi sărbătorile. Ce facem noi la sărbători, e bătaie de joc ce facem noi, da? Uitați-vă la oameni ce fac cât e zi de sărbătoare. Evrei nu făceau așa. Când un evreu serios ținea o sărbătoare, ăla chiar era luat în serios. Dar cum este posibil ca un om religios, un om care se duce la biserică, un om care face sărbătorile, un om care rostește rugăciuni la Dumnezeu, să nu-L cunoască pe Dumnezeu și să-L aibă în loc de Dumnezeu sau pe post de Dumnezeu pe diavol? Se poate întâmpla așa ceva? Este șocant. Este atât de străin de felul nostru de a fi. Este atât de străin de modul în care se desfășoară viața noastră de zi cu zi, lucrul acesta, încât poate că ne vine greu să credem că se poate întâmpla așa ceva. Totuși, cum se poate întâmpla ca tu să te închini la Dumnezeu și de fapt să te închini la diavol? Vreau să luăm câteva texte din Biblie care îi smulg masca lui Satana. Când am pregătit aceste texte, să știți că m-am rugat. Pentru că eu sunt numai un om foarte fragil și pot să dispar de pe planeta aceasta oricând. Am curajul să citesc aceste versete pentru că mă tem de Dumnezeu și pentru că sunt în Biblie. Altfel n-aș avea curajul. Haideți să vedeți felul în care Satana se poate deghiza în Dumnezeu. Știți că Satana citește Scriptura? Satana cunoaște Scriptura din memorie, mai bine ca noi. În momentul în care Domnul Hristos este ispitit în pustie, Satana n-a venit cu Biblia și n-a răsfăit paginile, a, unde-i textul ăla pe care să-i zic? Nu. Imediat a citat Scriptura. Satana cunoaște Biblia.
Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. Și citează un text din Psalmul 91. Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele diavolului. Stă scris, spune diavolul. Diavolul predică din Biblie. 2. Diavolul face minuni. Nu știu dacă știați lucrul acesta. Diavolul face minuni. Și nu orice minune. Fiți atenți ce spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 13. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului. În momentul în care dumneavoastră vă duceți la ghicitori sau ghicitoare, sau nu știu cum se numesc, da? Mi-aduc aminte că eram copil și mergeam așa din când în când vara în piață la Turda. Și acolo erau niște femei care te tot chemau: hai să-ți ghicesc, hai să citesc din palmă. Eu cu mintea de copil, mă gândeam: păi, ce înțeleaptă femeia asta? Uite câte știe, că știe ea cât de lungă o să fie viața, cu ce fată o să mă căsătoresc. Așa percepeam eu cu mintea mea. De unde știu femeile acestea ce se va întâmpla și unor se întâmplă ce spun? Unele sunt niște escroci, unii sunt niște escroci. Da? Adică ne păcălesc. Nu știu nimic. Dar alții chiar știu. De unde știu? Pentru că Biblia spune că diavolul face minuni. Și uneori aceste minuni se întâmplă în biserici. Și noi credem că ne închinăm la Dumnezeu. Știați că Satan are profeți? Nu doar Biblia are profeți. Profetul Isaia, profetul Ieremia, profetul Mica și așa mai departe. Nu. Satana are profeți, pentru că Domnul Hristos spune Matei 24:11, se vor scula mulți profeți mincinoși și vor înșela pe mulți. Satana se transformă în înger de lumină. Dacă vă uitați în cărțile bisericești, Satana este înfățișat cu cupite, cu coarne, o ființă întunecată care încearcă să îi ducă pe oameni în mormânt sau cine știe ce. Nu știu cum ați crescut dumneavoastră, cum l-ați imaginat pe Satana, dar Biblia nu spune asta despre el. Și Biblia spune așa, în 2 Corinteni 11:14, chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Și nu e tot, pentru că Biblia mai spune ceva despre acest Dumnezeu fals care poartă numele de Dumnezeu. El chiar se dă drept Dumnezeu, pentru că Pavel spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și oamenii care mai merg la biserică în lumea modernă, că merg din ce în ce mai puțin, să știți. Dar cei care merg la biserică se închină și spun: Doamne, ajută-mă! Este posibil să se închină la diavol, care este de drept Dumnezeu? A fost posibil pentru evrei lucrul acesta? Când evreii se duceau la templu și se rugau: Doamne, ajută-mă, la cine se rugau? Ce spune Iisus? Voi aveți ca tată pe diavolul. Frații mei, poate că este greu de crezut ce vă spun eu aici acum. Cercetați în Biblie și veți descoperi că acei oameni care l-au pus pe Hristos pe cruce erau oameni religioși. Eu cred că pe pământ, în timpul Domnului Hristos, nu erau oameni mai religioși decât evrei. Eu cred că pe pământ, atunci când Domnul Hristos a umblat printre oameni, nu erau oameni care să aibă scripturi mai multe decât evrei. Și totuși, nu păgânii, nu grecii, nu romanii și nu alte națiuni l-au pus pe Hristos pe cruce, ci exact națiunea aceea care era cu Biblia în mână și cu numele lui Dumnezeu pe buze și care aveau templu și care aveau sărbători. De ce? Pentru că cea mai mare înșelăciune sau cea mai mare performanță a diavolului
nu a fost ca să facă pe oameni să fie criminali. Cea mai mare performanță a diavolului n-a fost ca să facă pe oameni să fie mincinoși. Cea mai mare performanță a diavolului nu a fost ca să facă pe oameni să fie curvari și așa mai departe. Și asta e o performanță pentru el. El ne urăște. Cea mai mare performanță a diavolului a fost ca să convingă lumea că el e Dumnezeu și oamenii să nu știe lucrul acesta. Știți ce se întâmplă în lume? Noi blestemăm pe atei. Dar încercați să stați de vorbă cu ei. Noi considerăm că necredincioșii sunt ultimii oameni din lumea aceasta, în pleava societății. Nu e așa. Eu am întâlnit atei extraordinar de buni. Vă dau un exemplu. A fost amintită Danemarca în statistica pe care am prezentat-o, nu știu cât la sută, sunt acolo vreo 15% atei. Și lucram la un om tăiam copacii, tundeam gardul viu și folosea foarte multă benzină amestec. Probabil că știți, cei care lucrați, amestec între benzină și ulei pentru motoare. Și într-o zi zice, hai să mergem la benzinărie să luăm amestec. Acolo se vinde amestecul de benzină. Nu trebuie să amestești tu acasă, te duci la benzinărie și alimentezi direct. Am dus la benzinărie, avea o canistră de vreo 20 de litri și umple canistra cu amestecul ăla, benzină și ulei. Și noi iau canistra, o pun în mașină și mergem înăuntru să plătim. Și când mergem înăuntru să plătim, doamna de la casă nu știa la care pompă. Pentru că pompa aceasta cu amestecul nu era legat la calculator. Și întreabă pe acest ateu, care mergeam, acest danez, domnule, cât ați alimentat? Zice ăla, 20 de litri. Bine, uite, costă atâta. Și-o plătit. Și eu când ies afară, îl întreb. Dar doamna nu știa de cât a alimentat, de te-o întreba pe tine. Zice, nu, doamna nu știa. Și atunci, dacă tu ziceai 10 litri și tu băgai, de fapt, 20, dar declarai numai 10 litri, ce se întâmpla? Păi zice, nu știu ce se întâmplă. Și atunci, de ce n-ai zis 10 litri și duci, de fapt, 20? Plătești 10, dar tu duci 20. Zice, păi, dar eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva. E ateu. Niciodată nu s-a gândit cum să înșele firma de benzinărie acolo. Și cum nu s-a gândit? Păi, dar România, cred că o fi dat faliment de mult benzinăria dacă... România e plină de creștini, 99% sunt, cred în ceva. Și ia satei și-și cinstiți. Eu de la vârsta de 16 ani, aproape fără excepție, chiar și acum, acum sunt pastor, așa. Dacă veniți vara cu mine, eu sunt pe șantier. Ton, betoane, puf, gresie, faianță și din astea. Și au fost cazuri în care am lucrat la creștini și s-au răzgândit când vine vorba de plată. Dar ateul ăsta niciodată nu mi-a dat mai puțin decât ne-am înțeles. Niciodată. Aproape fără excepție, nu am mai mult. Și atunci am stat și m-am gândit, Doamne, Dumnezeule, păi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Creștinii nu se închină la Dumnezeu, ci se închină la un Dumnezeu. Și cu cât mergi prin lume mai mult, cu cât cunoști oameni din lumea aceasta mai mult, îți dai seama că motivul pentru care îl abandonează oamenii pe Dumnezeu sunt creștinii. Creștinii mincinoși, creștinii curvari, creștinii hoți, creștinii obraznici, creștinii nervoși, creștinii care divorțează și așa mai departe. Ce legătură este astăzi între Hristos și creștini? Eu nu prea văd. Și atunci mi-am dat seama de ceva, de un mare adevăr.
Motivul pentru care lumea, mulțimile de oameni din Europa și din toată lumea simt că Dumnezeu, care este predicat peste tot în biserici, în creștinism, nu este cu adevărat Dumnezeu. Și ei își făuresc un alt Dumnezeu pentru că n-au altă cale. Ateii îl au pe Dumnezeu, Dumnezeu științei. Noi am evoluat. Acum 4,5 miliarde de ani a apărut prima formă de viață și am evoluat și nu știu ce prostii din astea. Dumnezeul lor este știința. Pentru alții Dumnezeu este progresul. Va fi întotdeauna mai bine și omenirea are putere. Eu sunt Dumnezeu. Omenirea este Dumnezeu. Sunt oameni, sunt istorici care chiar scriu cărți. Am o carte. Am luat-o nu de mult. Se numește Omul Dumnezeu în limba română. Homo Deus. Omul Dumnezeu. Și unii oameni au ajuns să creadă că omenirea are puterea și înțelepciunea și resursele necesare să se comporte ca și Dumnezeu. Omenirea are resursele și înțelepciunea necesară să facă să nu mai existe boli pe pământul acesta, să vindece toate bolile. Exact ce făcea Hristos. Ce făcea Hristos? Orbii văd, șchiopii umblă, morții înviază. Și stratul se vestește Evanghelia. Adică omenirea a început să se comporte ca și cum ar avea puterile lui Dumnezeu. Din ce cauza? Din cauza creștinilor. Pentru că creștinii se închină în fața unui Dumnezeu fals. Adică rectific, Dumnezeu de fapt se închină în fața multor Dumnezei. Cu tot felul de variațiuni și tot felul de confesiuni și tot felul de idei și tot felul de închipuiri. Niciunul nu e adevărat. Eu cred că dacă Hristos ar veni astăzi între noi și n-am ști că e Hristos, ar veni sub forma unui tâmplar din Nazaret, cum a venit atunci, și n-am ști cine este, creștinii cred că ar face astăzi ceea ce au făcut evrei atunci. Voi aveți ca tată pe diavolul, spune Iisus despre evrei, și această generație de oameni l-au pus pe Hristos pe cruce. Întrebarea este, de ce permite Dumnezeu așa ceva? De ce există atât de mulți Dumnezei? De ce există atât de multe variante și credințe și imaginații și închipuiri? De ce este Dumnezeu așa? Nu ar fi mai simplu, frații mei, ca Dumnezeu în fiecare dimineață, cel adevărat, să dea cerul la o parte și pentru un sfert de oră să se adreseze întregii omeniri. Zic, eu sunt Dumnezeu. Nu era mai simplu așa? Nu putea Dumnezeu să evite situația aceasta în care se află omenirea aceasta, care se pretinde creștină? Nu putea Dumnezeu să facă pe diavol să-l împiedice să se dea Dumnezeu? Să aibă profet, să facă minuni, să citeze Scriptura? Știți de ce nu face? Dumnezeu are un caracter pe care puțini oameni îl cunosc. El este altfel decât suntem noi. Ce face un om, oricare, eu sau dumneavoastră, dacă într-o noapte cineva îi sparge geamul? Ce face? Ce ziceți? Păi sunt la poliție, nu? Păi și așa se face. Dacă, nu știu, ia toporul și îți face mașina bucăți, ce faci? Păi dai la judecată, nu? Bun, dar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu are un comportament și are niște maniere foarte diferite. Dacă nevastă ta ți-a zis că ești nebun, tu ce zici? Păi tu ești de două ori mai nebun ca mine, nu? Adică noi oamenii suntem obișnuiți că atunci când nu e nevoie de noi, într-o situație în viață, în momentul în care simți că oamenii se cam enervează când te văd, tu enervești și mai tare. Dumnezeu nu este așa. Cum este Dumnezeu? Haideți să vedeți ce zice Biblia despre Dumnezeu cel adevărat.
În Deuteronom, capitolul 31, versetele 17 și 18, e un lucru mare. Oamenii nu știu că așa e Dumnezeu. Și pentru că nu știu că așa e Dumnezeu, dau cu piciorul în Dumnezeu. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva Lui. Și când oamenii citesc aceste cuvinte și imaginează că atunci când Dumnezeu se aprinde de mânie, atunci îi va trăzni în cap și vor muri pe loc. Asta zice Scriptura despre Dumnezeu? Nu. Îi voi părăsi și îmi voi ascunde fața de ei. Din pricina tot răului pe care îl va face îndorcându-se spre alți Dumnezei. Ce face Dumnezeu când noi ne întoarcem spre alți Dumnezei? Se ascunde de noi. E îngrozitor. Ne părăsește. În momentul în care nu mai ai nevoie de El, El nu-ți va da o palmă, nici nu te va trăzni în cer. Dumnezeu se ascunde. În momentul în care Adam și Eva au ales un alt drum, Dumnezeu i-a lăsat să meargă pe drumul acela și s-a ascuns de ei. Și până în ziua de astăzi, cei care ne batjocoresc credința în Dumnezeu ne spun așa, unde-i Dumnezeu? Știți unde-i Dumnezeu? Se ascunde. De ce se ascunde? Pentru că nu avem nevoie de El. Și Dumnezeu nu este un neobrăzat. Și Dumnezeu nu este un bădăran. Și Dumnezeu nu este un tiran și un autocrat din ăsta care nu mă vrei. Cum dacă ați citit Alexandru Lăpușneanu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Nu. Îmi ascund fața de ei. Știți că lucrul acesta s-a întâmplat exact așa, în momentul în care Fiul lui Dumnezeu a pășit între oameni? Ce-a făcut Hristos când oamenii au luat pietre ca să-i dea în cap? Haideți să vedeți ce zice Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 59. La auzul acestor vorbe, a luat pietre ca să arunce în el. Dar Iisus s-a ascuns. Ăsta e Dumnezeul nostru. Dacă dai în El, El va pleca. Dacă n-ai nevoie de El, te va lăsa. El nu va insista până la nesfârșit. El nu-ți va da în cap. Nu va intra cu bocancii, cu noroi în viața ta. Iisus n-a sunat poliția, nici n-a trimis la Pilat în momentul în care vreau să-L omoare. S-a ascuns. Vă aduceți aminte când Domnul Hristos cu cei 12 ucenici era într-o călătorie de la Iudeea în Galileea și au vrut să... Era spre seară și au vrut să găzduiască la într-un sat al samaritenilor. Și samaritenii ce au zis? N-ai ce căuta la noi. Și atunci unul dintre ucenicii lui Iisus a spus, Ioan a spus, Doamne, vrei să poruncim să vină foc din cer și să mistuie pe acești necredincioși? Ce face Hristos când nu e nevoie de El? Pleacă mai departe. Vă dați seama ce îngrozitor va fi în ziua judecății pentru satul acela? L-au dat la o parte. Și El s-a lăsat dat la o parte. Apoi, într-o altă ocazie, în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 36, Domnul spune așa, câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. E îngrozitor, e îngrozitor. Să plece Dumnezeu de la tine
Știți de ce este îngrozitor să plece Dumnezeu de la tine? Pentru că locul nu va rămâne gol. Și va veni Dumnezeul acestui veac, deghizat în Dumnezeu. E îngrozitor. N-am cuvinte, dragi oameni, să vă spun cât de teribil este să-L alungi pe Dumnezeu din viața ta. Rămâi singur cu stăpânitorii acestui veac care vor să-ți ruineze viața. Am obiceiul să spun la fiica mea, are 15 ani, și copilașii noștri trăiesc într-o lume foarte murdară, la vârste foarte frage de aud cuvinte la care fața noastră roșea și roșește până în ziua de astăzi. A primit niște mesaje îngrozitoare de la un coleg astăzi pe telefon. N-am putut să le citesc până la capăt. Copiii noștri sunt expuși să fie murdăriți foarte, foarte devreme. Foarte devreme. Și inima noastră se strânge pentru ei, nu? Nu vrem să fie îndepărtați de Dumnezeu. Și am spus fiicei mele, să știi că oricât de mult te iubesc și oricât de mult bine aș vrea să-ți fac, sunt lucruri pe care nu sunt în stare să le fac. Dacă nu o să ai bani și o să am, nu contează la ce vârstă va fi lucrul acesta, o să-ți dau. Dacă într-o zi nu o să ai ce mânca, nu nimic, și o să am, o să-ți dau. Dacă viața ta cândva va lua asemenea întorsătură, că nu o să ai unde să locuiești, la mine o să poți să locuiești. Dar să știi, oricât de mult mi-aș dori lucrul acesta, din mormânt, n-am cum să te scot. N-am cum. N-am puterea asta. Ia-L pe Hristos. Este singurul care te poate ajuta. Doar că Hristos este un musafir care poate fi alungat ușor. Și El pleacă dacă nu mai este dorit. Trebuie să încheiem, frații mei, e târziu. Vreau să mai spun trei lucruri despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu între Dumnezei? Trei lucruri pe care Satana nu le va împărtăși niciodată. Trei lucruri pe care vrăjmașul sufletelor le urăște cu toată forța și încearcă să le combine și să le distrugă și să le distorsioneze cu toată forța. Primul, Domnul Hristos spune, Eu sunt calea, adevărul și viața. El este adevărul care nu se schimbă niciodată. Știți, frații mei, faptul că Domnul Hristos a trebuit să moară pe cruce este cea mai puternică dovadă că El nu schimbă adevărul niciodată. El nu a fost răstignit pentru că n-a avut încotro. El a fost răstignit pentru că a acceptat să fie răstignit. Oamenii s-au revoltat împotriva Lui. Legea Lui Dumnezeu a fost călcată și El s-a oferit să stea în locul nostru, să pășească în întunericul morții în locul nostru, pentru că adevărul nu putea să fie schimbat. A preferat să moară decât să schimbe o virgulă din legea Lui Dumnezeu. 2. Dumnezeu este Tatăl nostru. Băiețelul meu de 6 ani, când îl supăr, că îl mai supăr, ultima dată l-am supărat aseară, eram în biserica de la Turda și fugea prin biserică. Și am spus că nu e frumos să fugi prin biserică. Și poate că i-a fost rușine că m-o fi auzit și alții și se uită la mine și zice
Numai pe mama iubesc, pe tine te iubesc. Noi așa facem cu Dumnezeu uneori. Oricât de mult bine să ne facă, noi uneori nu-L iubim. Faptul că băiețelul meu îmi spune și mi-a și zis altă dată, vreau un alt tată, mi-a zis, pică rău chestia asta. Știați că nu schimbă nimic în inima mea? El tot copilul meu o să rămână. Eu sper să nu devină un derbedeu. Mă tem foarte mult, mă rog mult pentru asta, să știți. Dar oricum ar deveni, el tot copilul meu rămâne. În inima mea are un loc pe care nu-l poate înlocui nimeni. Când ne rugăm și spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, este Dumnezeu în inima căruia aveți un loc pe care nu-l poate înlocui nimeni. Haideți să vedeți ce frumos zice Scriptura despre Tatăl nostru. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare. V-ați dus vreodată copiii în spinare? Urci pe munte, copilul urcă cât urcă, zice, nu mai pot, mă duc acasă. Ce să faci cu el? E în spinare. Adorme acolo, păi cere de mâncare, îl tot duci. Ce să faci? Copilul tău. Așa ne duce Dumnezeu în spinare. De la obârșia voastră pe care v-am purtat pe umăr, de la nașterea voastră până la bătrânețea voastră, eu voi fi același tată. Până la cărunțelele voastre vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Ați mâncat astăzi? E cineva care n-a mâncat astăzi? Dumnezeu vă da de mâncare, chiar dacă ați lucrat pentru acela. Dumnezeu ne-a purtat pe toți. El este acela care nu vrea să profite de noi. El ne-a creat, suntem ai Lui. Și orice am face, și asta nu vă spun ca să vă încurajez la păcătuire, ci spun lucrul acesta ca să vedeți cât de mare e inima Tatălui din cer. Orice am face, noi nu vom schimba nimic în inima Lui față de noi. El este Creatorul nostru. Noi nu suntem produsul evoluției. Noi n-am venit pe lumea aceasta la nimereală. Indiferent dacă am fost proiectat sau nu. Biblia vorbește despre faptul că înainte să te fi născut, eu știam lucrurile, știam zilele vieții tale. E Tatăl nostru. Diavolului nu-i pasă de noi. Lui Dumnezeu îi pasă că e Tatăl nostru și Creatorul nostru. Al treilea lucru. Domnul Hristos spune în Ioan 10:14, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Știați că Dumnezeu ne-a dat tot ce a avut? În momentul în care Dumnezeu și-a dat viața pentru noi, El n-a mai avut nimic ce să mai dea. Vă duc aminte de mama după ce am încheiat predica seară și am plecat de la biserică, am mers la mama acasă. Cam rar se întâmplă asta. Are 76 de ani și s-a mărit pensia. Avea până acum 1000 de lei pe lună. Și eu mă tot gândeam, unde plătește ea facturi și tot ce trebuie cu 1000 de lei pe lună? Dar nu știu. Ea niciodată nu vrea să o ajut. Că zice, că las că ai tu doi copii de crescut, e viața grea, e complicat, nu știu ce, lasă bine că nu trebuie să mă îngrijești. Și eu mări pensia la 1500 de lei și mama zice că am bani. Vă dați seama? Cu o pensie de 1500 de lei. Zice că am bani și n-am ce să fac cu ei. Hai să-ți dau 500 de lei.
Și mama încrapă obrazul de rușine. Cum să iau de la tine 500 de lei? Și că dacă nu iei, nu mai stau de vorbă cu tine. Și trebuie să iau 500 de lei, asta de la ea. Mamă, dar mănâncă și tu odată în viață ce vrei tu, să nu mai tragi de la gură. Nu că ăsta așa, am pus pentru tine, m-am hotărât eu cu Dumnezeu, îți dau ție. Asta înseamnă jertfă. Nu-mi pasă de mine, îmi pasă de tine. Ăsta e Dumnezeul nostru, care ne cheamă la închinare. În 1878, în Anglia, a apărut o epidemie de difterie în care au murit foarte mulți oameni. Pe vremea aceea nu existau antibiotice și difteria asta făcea ca oamenii să se sufoce în tuse. Și prin luna octombrie-noiembrie, boala aceasta a pătruns și în familia regală și s-a îmbolnăvit fiica prințesei pe care o vedeți în imagine, prințesa Alice se numea. Medicii au izolat fetița, avea vreo 3-4 ani, 5 ani, nu mai rețin. Fetița a fost izolată într-o cameră în care intrau numai medicii și mama prințesă era lângă camera ei ca să o audă măcar, să simtă fetița că totuși mama este acolo, dar femeii s-a interzis să intre în camera copilului. Și boala tot evolua, pe zi ce trecea, tot evolua în așa fel încât fetița respira, dar foarte, foarte greu. Fiind întinsă în pat, a fost cuprinsă din niște tuse convulsive foarte puternice, în așa fel încât dădea să se sufoce. Și nu mai era niciun medic acolo, era seară. Și fetița striga, mamă, mor! Și în secunda respectivă, mama și-a pierdut mințile. Nu mai ținu cont de virus, că se expune infectări și morți și nu mai conta nimic. S-a dus a făcut tot ce era interzis să facă. A mers la pătuțul fetiței, s-a dus în spatele ei, a luat-o de sub brațe, ridicat-o un pic mai sus să poată respira, să-i se elibereze căile respiratorii și fetița s-a liniștit. Mama o ținea în brațe, din spate. Și fetița obosită, cu fruntea transpirată, într-adevăr era pe moarte. Mama se uita la ea cu foarte mult drag. Și fetița se uită la ea, mamă, mă iubești? Păi ți se frânge inima. Mamă, vrei să-mi dai un pupic? Și mama o ia mai aproape, o sărută pe obraj, pe frunte. Și fetița se liniștește. Și își încheie lupta cu viața în brațele mamei. Peste o lună, prințesa mamă era și ea moartă. Asta înseamnă dragoste. Asta înseamnă jertfă. Nu contează persoana ta. Contează acela pe care îl iubești. Eu sunt păstorul cel bun, spune Hristos. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Să nu recunoașteți niciun alt Dumnezeu. Să nu vă puneți genunchii înaintea nimănui altcuiva decât înaintea Tatălui din cer. Și înaintea lui Hristos, Fiul lui. Amin.